Serialul cel mai popular din 2024 s-a terminat, dar impactul lui va rămâne mult timp. 1600 este, de fapt, începutul sfârșitului unificării Japoniei. Societatea acționează ca un grup. Foarte multe dintre căsătorii erau aranjate. Cei doi nu s-au întâlnit în realitate. Numele ei era Hosokawa Tama Gracia. Discutăm cu două experte în cultura japoneză despre cât de veridic a fost serialul Shogun, ce personaje din istorie au stat la baza acestuia și despre multe altele. Sâmbătă 18 mai, de la ora 21, despre filme la Canal 33.